salut și la mulți ani de 8 martie. Da, ție știu, nu sunt domnișoare, doamne, la noi pe canal, dar nu contează. Eu îți la mulți ani. O martie, frumos, frumos o martie și pentru martie și că este și luni. Două replay foarte faine pentru tine. Două replay să ne relaxăm la tier 6. Da, ăsta este tierul meu preferat, ăsta adevărul. A aflat acum secretul meu de ce am peste 60% win rate că joc la tier 6. Dacă a juca la tier 3, probabil aș avea un de 80%. Uh, dar nu, nu fac asta. Nu vreau să exagerez. Uh, e Ei bine, am două replay în două tankuri care mie îmi plac enorm, foarte, foarte mult, foarte mult. Și e vorba de primul, și anume de VK28. Da, este vorba de VK28. Îl avem pe Terminator din... Uh, uh, Blitz, Mahorca și Whisky, nu e BMW, n-au BMW-uri băieții, băieții sunt patrioți, au și ei dat și ca mine. Dar uh, joacă foarte bine în acest clan, uh, mai ales Terminator, nu cred că am 2-3 zile fără să nu primesc un replay excepțional de la el. Uh, și celelalți joacă bine, și din alte clanuri joacă foarte bine băieții, uh, dar hai să vedem ce face cu acest, uh, acest VK28. Un tank care nu are armură, în schimb uh, excelează, absolut excelează prin puterea de penetrare a tunului pe care îl are și prin, bineînțeles, mobilitate. Noi uita, un tank light, este copilul special pe hartă, ai același camuflaj, atât dacă stai cât și dacă te duci cu 60 la oră, ai același camuflaj rating. Deocamdată colegii lui stau la camp, bineînțeles, așa au învățat ei să stea cu tankul heavy în spate, la tankul destroyer. Ceea ce este ok, pentru tier 6 nu trebuie să te miri, se întâmplă des treaba asta, dar trebuie să înțelegi că sunt jucători începători, jucători care nu prea au treabă cu lumea asta, cu jocul asta și ca urmare, dacă ești un jucător schilat, tu profită de treaba asta și uh, fă de mici. Deocamdată se află în dificultate foarte mare, uh, sunt 3 vs 6, Uh, a, mai remus, a, mai a, mai redus din handicap, uh, are deja 2 kg, singurele kg care de fapt s-au făcut sunt făcute de el. Acum va prinde acest leopard cu spatele, bineînțeles. Are săra cu 600 de puncte, asta înseamnă 44 -4 pentru el. 3 și mai are 1. hai să vedem dacă reușește. Bounce, 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 perfect. Și a scos acest, uh, acest leopard. În schimb, vine BRG-ul sau acest BDR-ul. Da, un tank foarte puternic acel tank, sincer. Să vedem un gold, aici trebuie să fac cu gold ca să nu cumva să rateze. Și uite că din handicapul acela de 3 vs 6 i-a adus 2 vs 2. Din păcate, acum, da, și-a reparat și el în sfârșit. Are doar un singur kit de reparare. Folosește engine, accelerator și adrenalina. Ne lipsă adrenalina, bineînțeles. Și se află Deocamdată la am un mici foarte frumos pentru tier 6, peste 2200 de mici făcut, 4 kg, uh, el este doar uh, one shot, două, dacă e norocos, da, nu cred că e norocos, Dou acum chiar este one shot și se află versus două tankuri. Aici a rupt la la, la, aceste, la aceste 25, a primit un bounce foarte norocos, acela cred că are la defect pe cum vezi se mișcă destul de încet uh, și are 5 kg și am mai rămas cu acest versus acest helcat care nu, nu e AFK, are 2 kill-uri acel, uh, acel jucător acum ce face și resetează camuflajul și uh, cred că va profita de faptul că are un view și un camuflaj mai bun decât acel tank și cred că îl va spăta uh, primul, să vedem nu uita, el este terminatul este one shot, deci e orice greșeală orice greșeală cât de mică va, fi plă... va plăti pentru ea. Hapa, e one shot și el, deci e ok. Deci și este one shot, ceea ce uh, parcă, parcă îl mai liniștește puțin, cel puțin pe mine m-a liniștit. Uh, e prins într-o poziție în care nu prea, nu știu ce aș, fa aș face eu, sincer. Nu știu dacă aș risca să de aici sau să iau distanță sau să fug spre el cu, cu speranța că nu mă nimerește sau îmi dă un bounce norocos, nu știu, cred că a lua totuși distanță. Nu mai acolo, era sus la balconaș, acel Hellcat. Mm. A, uite, în spate, în spate, în spate. Perfect, perfect, pe domnul Naxo Hellcat. Și uite că a făcut aproape 3000 de damage în tier 6. Uh, a făcut 6 kill excepțional jucat, uh, 1149 base XP, uite la săraca echipa lui, între 300 și 600 de mici făcut, o oh, doamne, uh, da, nu coment la treaba asta, dar oricum nu, conta, nu, nu contează, ia uite ce frumos ne a reușit să facă, Top Gun, High Caliber, uh, Steel Wall și bineînțeles Pulse Medal pentru 6 killuri făcute, excepțional jucat, mulțumesc, frumos terminator, foarte, foarte frumos jucat. Uh. Acest tank, nu uita, VK28 este un tank care, eu te sfătuiesc dacă ești jucător de turneul, tier 6, să-l ai în garaj, nu se știe niciodată când șeful tău, sau, mă rog, șeful tău, strategul echipei tale de la, de la, acel, de la acea echipă din care faci parte, să-ți ceară să faci o mică tură cu vk 28 pentru că, da, este un tank de turneu excepțional. Iar în al doilea... Uh, replay un tank tot de șase uh, și tot de turneu, uh, doar că nu este light, este mediu și este vorba de Cromwell B. Cromwell B este un tank premium, un tank care excelează și prin mobilitate, uh, dar mai ales prin gun depression. Are, are o, deci puterea lui de a-și lăsa țeava jos este foarte mare, cred că dacă bine rețin 13 grade, ceea ce este absolut uimitor. Uh, are o viteză bună, o accelerare foarte bună, din păcate penetrarea lui nu este la fel de bună deci uh, penetrarea acestui tank nu este ceva wow uh, în schimb iarăși are un DPM foarte foarte bun, deci se poate folosi la turneu cu, cu mare mare succes iar turela să știi, uh, câteodată, cum s-a întâmplat și acum, câteodată să știi vei primi bounce-uri bounce destul de norocase în, în această tură turele, deși turelea să știi că nu este, nu este puternică. Deci, da, nici acest tank nu are armură. Deci trebuie să joci cu paiul un fundic cu acest, cu acest tank. Iar despre jucător, în primul rând vreau să mulțumesc, se numește Helprez, dar noi vă spune Andrei. Este din clanul Panic, da, un panicat și el. Uh, îi mulțumesc din suflet, s-a întors după un an de zile de pauză, s-a întors la noi. Uh, are și un canal de YouTube, mie îmi place foarte mult, foarte mult, mă distrez când intru la el pe canal și mă uit ce mai postează. Uh, o să las uh, să știi linkul în descriere. Dacă vă place, dați un like, dați un o abonare. Uh, cred că merită pentru ce face, pentru ce jocuri frumoase are acolo. Eu zic că merită. Și are și alte jocuri, bineînțeles, nu neapărat uh, World of Tank Blitz. Uh, și se află pe canal. Uh, în acest înculeți Aici îmi place îmi place că a nimerit un high roll uh, Acel uh, Uite ca o ceară pe garț la cel tang E spotat dar nu are nicio treabă cu lumea asta uh, Din păcate nu a reușit să-l scoate E ok Sunt uh, 5 vs 4 Deci relativ uh, meciul este echilibrat sunt prinse niște heavy-uri acolo în groapă, e foarte tentat să, să, să le lovească pentru că acele kv să știi, mai ales, uite, sunt în pluton, sunt extrem, extrem de periculoase, va fi one-shot cam oricare din colegul lui pentru acele tankuri. Iar ce-mi place la acest tank, camuflajul. Are un camuflaj foarte, foarte frumos. De obicei, când vine acest tank la vânzare, vine pentru o sumă derizorie, nu știu, 5 euro sau... 1500, 2000 de gol, 3000 de gol, ceva de genul, are și un camuflaj frumos, Berlin pe el. Deci, da, e, e el e frumușel tânculețul și bun. Deci dacă vedeți la ofertă, chiar, chiar te să te sfătuiesc să-l iei. Și deocată stă bine, a trecut de 2200 damage, are și 3 kg, farmează fără nicio problemă acele cavedori, bineînțeles, uite, îmi place că selectează ta tankul încearcă să scoată tanca afară, asta e foarte, foarte important. Dai în alt target doar dacă nu poți să lovești acel one shot. Um, după cum vezi, se folosește de tufă. El poate să spoteze, acum va avea o că este spotat, sper să nu nimerească. Wow, wow, ce bounce norocos de la cave 2 mm -hmm. A, ah, de capul meu, acel cave 2 a tras cu AP, nu o să tragă cu un high explosive, să facă splash de mici. O, oh, doamne, ce jucători. Um, și acest T20 T34 85 la am încurcat. La am încurcat sincer pentru că îl ține spotat și va avea probleme dacă va fi lovit de kv 2. Dar să vedem ce priorități, care sunt prioritățile lui. Așa este să țină ambele tancuri pe aceeași parte de teava, ceea ce face foarte bine. acel tank știm T34 85 face în jur de 200 damage, deci mare mare atenție. Acum o șinilă cu damage încă un damage frumos l-a nimerit din păcate da, uite aproape 200 damage făcut, da mai are 100 HP a făcut și al patrua kill și să vedem dacă reușește să-l prindă pe acest KV2, da bineînțeles cu spatele cum nu se poate mai bine, la revedere domnule KV2 excepțional jucat și de, de această dată încă cu încă o dată cu un tank bun de turneu, un tank foarte bun de turneu de tier 6. Într-adevăr, pentru a juca VK28 și Cromul B trebuie, trebuie să fii puțin schilat, trebuie să, să ai puțină grijă pentru că nu ai armură absolut deloc. Dar să uităm și de această dată, după cum vezi, ca și în meciul precedent, absolut și-a carat echipa în spate, după cum vezi, între 0 și 756 de făcut de echipa lui. Deci, da, la acest ieri să știi că se întâmplă destul de destrebat asta. Dar oricum, el la 1364, bineînțeles că a fost livrat Ace Masterul deci a luat Top Gun High Caliber. Uh, și Radley Medal pentru 5 kg făcute, un meci care mi-a plăcut foarte mult, după cum vezi, 3578 de și făcut foarte frumos, a făcut și credite, să știi, vei face credite în acest an chiar dacă folosești mulți gold pentru că sunt tank uh, premium uh, și chiar fără premium acum, după cum vezi, dacă era cu premium account făceam mai mult, cu vreo 30.000, 40.000, ceva de genul. Uh, mulțumesc foarte mult de, de Sper, uh, sper că aceste două replay te-au inspirat, te-au calmat. Pentru zi de 8 martie, luni dimineața, cred că, cred că merităm să începem așa săptămâna pe parte, pe relax. Așa, pe relaxare. Mulțumesc mult și îți doresc o săptămână cât se poate de frumoasă. Salut!